Adolescenta de 14 ani, răpită noaptea trecută, chiar din casa părinților săi a fost găsită. De asemenea, și cei patru suspecți care au luat-o pe fata au fost reținuți de autorități. Printre ei s-ar număra chiar iubitul fetei cu care avea o relație de mai mult timp. Tânăra a fost găsită de polițiști după o amplă acțiune de căutare desfășurată în tot județul și în localitățile din jur. După ce a fost răpită, a fost dusă într-o casă din localitatea Vad, comuna Șercaia, județul Brașov. Minora a fost luată de polițiști și dusă la sediul IPJ Sibiu pentru audieri în vederea lămuririi tuturor circumstanțelor dispariției sale. Și cei patru suspecți care au răpit-o au fost găsiți de autorități. Bărbații se află în custodia polițiștilor din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Sibiu și au fost audiați. Au apărut însă informații și despre motivul pentru care bărbații au decis să o răpească pe minoră. Unul dintre ei, care este și principalul suspect în vârstă de 23 de ani, ar fi chiar iubitul fetei. El a pus la punct întreg planul de răpire după ce părinții adolescentei ar fi decis să o mărite pe aceasta cu un alt bărbat. Întoiul nopții, tânărul a pătruns în casa părinților fetei și a luat-o ajutat de alți trei bărbați care ar fi fost mascați. Ei au urcat-o pe minoră într-un autoturism și au plecat spre o direcție necunoscută. Părinții fetei au alertat autoritățile imediat ce au realizat că fica lor lipsește din locuință.